Salut și bine v-am găsit pe canalul meu. Astăzi o să încercăm să montăm un fast charger. Comandat de pe AliExpress. Tipul ăsta de type C. Nu știu dacă se vede bine. Să vedem. Hai, focusează. Un loc gol. Având în vedere că ăsta este de un Golf 6, trebuie să facem niște modificări, dar o să păstrăm partea de siguranță. Să vedem dacă am dreptate. Da. Da, bun, hai să scoatem atunci prima dată butoanele astea. Le rămăsesem aici. Are două clipsuri sus, unul aici, unul aici. Apoi iese tot modulul ăsta. Astea sunt cablurile. Băgăm fain frumos. E mufat. Nu o să fie el chiar ca original, dar ca aproape. Băgăm pe unde va veni cablul. Ne uităm să fie exact la cablul. Să fie măcar cu colțuri. În grijă mufa să fie bine băgată. Introducem ăsta la loc. Cablul va veni pe aici fain frumos. Așadar, după lupte seculare, am scos mufa de la consola de aer, pentru că știam că aici unul dintre fire trebuie să fie de 12V accesorii. A trebuit să desfac și suportul, pentru că găsisem care dintre pinie, măsurând cu multimetru, dar nu reușeam să-mi dau seama care dintre fire e. M-a și păcălit puțin, am crezut că e unul dintre cele 12V roșii, dar nu. Bun, deci să mai luăm o dată minusul de la radio, că știm unde e, și să mai măsurăm o dată. Măsură o dată cu mufa așa și să punem multimetru să vedeți și voi. Așa că se vede în filmare voltajul, trebuie să țin puțin umbră, cred că așa. Da. Deci fără contact, haide-mă. Și fără contact aici avem 12V permanenți. Contactul nu e pus. Să pun cheia aici, ca să mă și credeți, contactul nu e pus. Și aici avem 12V și pe ăla de lângă nu avem nimic. Acum să revăd dacă reușesc, că e și greu să și filmez, să și fac asta. Punem contactul. Pinul 7. Dacă se vede. Se vede. A, uite așa, 12,38. Luăm contactul de 0, punem contactul 12V. Deci ăsta e firul care ne trebuie. Adică firul de pe pinul 7 e mov cu negru. Măsor o dată așa, să se vadă că nu are deloc voltaj în el. Să țin cumva umbră. Și acum avem 12V. Bun. Deci ăsta e firul pe care trebuie să-l folosim. Bun, deci acum în momentul de față multimetru poate să stea pe tușă. Să nu uităm, păstrăm partea de siguranță. Orice supratensiune mai bine arde siguranța decât să ia foc mașina. Și dacă n-ar fi avut, aș fi pus una. Trebuie de aia totuși un minus mai gros, că mai sunt și alte firuri de minus mai subțiri, dar nu prea cred că ar merita riscul totuși. Bun, așa că încheiere, am terminat și de izolat firele și de cositorii și de felul. Aici e mufa, aici e siguranța, dar dacă se arde siguranța, trebuie să scot numai semiclerul, nu trebuie să desfac tot ansamblul din nou și așa mai departe. Vedem dacă mai reușim să punem rama înapoi, că singurul lucru care nu l-am încercat e să pun rama înapoi.
Da. Se vede că nu e original al mașinii, dar de aia totuși face treaba care trebuie. Revin cu un update, pentru că butonul celălalt ieșea prea tare în evidență. Am hotărât să fac gaură în butonul original care a fost acolo, să nu mai fie distanțe între toate cele. Și plus că ieșea prea tare în evidență și părea că nu-i de la mașina asta. Am preferat să fie butonul original și așa nu are niciun buton înăuntru. L-am lipit în așa fel încât să pot să scot în cazul în care se arde încărcătorul de fast. Se poate schimba oricând.